Puterea calmului, de William George Jordan. Măestria calmului. Calmul este cea mai rară calitate din viața omului. Este echilibrul naturii mărețe, în armonie cu ea însăși și cu idealurile sale. E atmosfera morală a unei vieți centrate pe sine, în care baza ești doar tu și pe care numai tu o poți controla. Calmul este singurătatea scopului, încredere absolută și putere conștientă, gata să fie concentrată într-o clipită în caz de nevoie. Sfinxul nu este întruchiparea calmului, căci împietrirea nu e calm, e moarte, e aducerea la tăcere a tuturor energiilor. Fiindcă nimeni nu-și trăiește viața mai deplin, cu mai multă intensitate și mai conștient decât omul calm. Fatalistul nu e calm. El e sclavul plin de lașitate al propriului mediu, predându-se necondiționat și fără speranță condiției sale prezente, indiferent până la nesăbuință față de viitorul său. El își acceptă soarta ca o corabie fără cârmă, aflată în derivă pe oceanul timpului. Nu are nici busolă, nici hartă și nici nu știe portul către care navighează. Inferioritatea automărturisită îl arată ca pe o persoană care se predă naturii. Acesta nu este calm. Omul calm are cursul bine marcat pe harta vieții. Mâna lui stă mereu pe cârmă. Fie furtună, ceață, întuneric, vijelie, pericol, recifuri ascunse, el este întotdeauna pregătit, gata să le înfrunte. Calmul și seninătatea lui vin din realizarea faptului că în momentele de criză va avea nevoie de o minte clară și limpede, că tot ce are de făcut este să facă tot ce poate în fiecare zi la lumina pe care i-o dă acea zi. Că nu se va clinti și nu va tremura niciun moment. Că deși uneori s-ar putea să fie nevoit să se abată de la cursul său, nici când nu se va afla în derivă, ci va reintra pe canalul adevărat, îndreptându-se spre portul său de destinație. Când va ajunge acolo, cum va ajunge acolo, nu contează prea mult pentru el. Și de-i va veni sfârșitul, se va odihni în pace, știind că și-a dat toată silința. Iar dacă asta nu va fi îndeajuns, își va înclina capul cu calm. Căci niciunui om nu îi este permis să-și cunoască finalul. Dumnezeu se angajează să-i deschidă omului întotdeauna doar noi începuturi, înțelepciune nouă și zile noi, pentru a folosi tot ce e mai bun din cunoștințele sale. Calmul vine mereu din interior. El este pacea și odihna din adâncul ființei noastre. Furia furtunii și a vântului agită doar suprafața mării. Poate să penetreze câțiva zeci de metri, după care vom descoperi mereu nesfârșitele adâncuri pline de calm. Pentru a fi pregătiți în fața marilor crize ale existenței, trebuie mai întâi să învățăm liniștea vieții de zi cu zi, căci calmul este coroana autocontrolului. Când grijile zilnice te macină și te uzează, fii calm. Oprește-te, odihnește-te un moment și lasă calmul și pacea să te pătrundă. Dacă vei accepta ca evenimentele iritante din exterior să ajungă la tine, îți vei accepta astfel inferioritatea față de ele și le vei permite să te domine. Analizează elementele perturbatoare unul câte unul, concentrează-ți întreaga putere a voinței asupra lor și vei observa că unul câte unul se vor topi și vor deveni nimic, aidoma vaporilor de apă care dispar în fața luminii soarelui. Strălucirea calmului care îți va umple mintea, senzația aceea de furnicătură a unei noi puteri, poate fi pentru tine revelația faptului că îți este la îndemână să cunoști calmul suprem. Și atunci, în acea groaznică oră a vieții tale, când te vei afla față în față cu o încercare îngrozitoare, când simți cum întreaga ta structură și muncă de viață se năruie, vei fi curajos. Îți vei putea încrucișa brațele cu calm, vei privi fără grijă la cenușa a ceea ce ai sperat, la rămășițele a ceea ce ai construit plin de speranță și cu o inimă curajoasă și o voce netemătoare vei spune: asta e, voi construi din nou. Când limba calomniei și a invidiei, persecutarea inferiorității te vor tenta pentru o clipă să vrei să te răzbuni, când vei uita de tine însuți atât de mult încât să ceri răzbunare, fii calm. Atunci când stârcul gri e urmărit de dușmanul său, vulturul, el nu fuge încercând să scape. Rămâne calm, ia o atitudine plină de demnitate și își înfruntă neclintit inamicul. Și atunci vulturul, văzându-i neclintirea, va renunța și se va îndrepta către o altă victimă. Căci mijloacele prin care un om încearcă să ucidă caracterul altui om devin ucigașele propriului său caracter. Niciun om din lume care a încercat măcar să-i facă rău altui om n-a scăpat la rândul său de răni, cumva, cândva.
Singura armă ofensivă pe care natura pare să o recunoască este bumerangul. Ea își ține registrele într-un mod admirabil, își notează fiecare obiect și încheie întotdeauna conturile, chiar dacă nu face balanța la sfârșitul fiecărei luni. Pentru omul calm, răzbunarea e atât de mult sub demnitatea lui, încât nu-l poate ajunge nici dacă se oprește locului. Când e rănit, nu se răzbună. Doar se înfășoară în roba regală a calmului și își continuă tăcut drumul. Când mâna morții îl atinge pe cel la care țineam cel mai mult, când energia ne seacă și ne eclipsează soarele vieții, calmul pe care l-am acumulat în anii mulți de dinainte devine refugiul nostru, rezerva noastră de putere. Ai nevoie de mult curaj moral să vezi, fără să tresari, aparentul succes al răului pe pământ. Să vezi cum proprietățile ajung la oameni prea puțin onești, să vezi politicienii ocupând posturi înalte, având acces la putere și bogăție prin corupție și înșelăciune, să-i vezi pe virtuoși în zdrențe și pe mișei în mătase, să vezi ignoranța la suprapreț și cunoașterea la reduceri. Pe o persoană cu adevărat calmă, aceste lucruri mizere ale existenței nu o ating. Ea își trăiește viața cât de bine poate, nu-și face griji în legătură cu injustițiile ale căror soluții le lasă în seama omniștienței. Când un om își dezvoltă spiritul calmului până când devine o parte absolută a lui, astfel încât însăși prezența lui o radiază, înseamnă că într-adevăr a progresat enorm. Calmul nu poate fi atins de unul singur, el vine ca o culme a unei serii întregi de virtuți. Ce are nevoie lumea, ce au nevoie indivizii, e un standard mai înalt de viață, un simțământ al privilegiului și demnității vieții, un concept mai înalt și mai nobil al individualității. Simțul calmului care pătrunde individul îl ajută să se retragă mai mult în el însuși, departe de zgomotul, confuzia și zbuciumul lumii, care ajung la el doar ca un slab ecou, așa cum un om aflat într-un balon aude tumultul vieții unui oraș ca pe un murmur stins. Omul calm nu se izolează în mod egoist de restul lumii, pentru că el e interesat de tot ce înseamnă bunăstarea umanității. Calmul său este sfințenia sfințeniilor, în care el se poate retrage din lume pentru a lua putere să trăiască în lume. El realizează că gloria individualității, încoronarea autocontrolului, este măestria calmului. Graba, flagelul Americii. Prima predică din lume a fost predicată la momentul creației. A fost un protest al divinității împotriva grabei. A fost o lecție divină, obiectivă, despre legea perfectă, planul perfect, ordinea perfectă, metoda perfectă. 6 zile de lucru cu grijă plănuit, programat și desăvârșit au fost urmate de odihnă. Contează prea puțin dacă privim această poveste din punct de vedere literar ori figurativ. Important este să învățăm lecția din ea. Natura e foarte neamericană. Natura nu se grăbește niciodată. Fiecare fază a lucrării ei are un plan, are calm, are siguranță și lipsește graba. Căci graba implică întotdeauna lipsa unei metode bine definite, confuzie, distrugerea creșterii încete. Turnul Babel, primul zgârie nor din lume, a fost un eșec datorită grabei. Muncitorii și-au folosit ambiția arogantă pe post de inspirație. Au încercat să suplinească lipsa minții cu îndemânarea mâinilor. Aceasta este o caracteristică a grabei. Caută mereu să transforme energia într-un substitut al unui plan bine definit, iar rezultatul e la fel de lipsit de speranță ca în situația în care ai încerca să transformi un cal de povară într-un armăsar de curse, doar călărindu-l mai des. Graba este o copie falsă a repezelii. Repezeala are ca ideal, ca țintă distinctă, realizarea scopului printr-o metodă rapidă și directă. Repezeala are o singură busolă pe care se bazează spre a găsi direcția, în armonie cu descoperirea cursului. Graba spune, trebuie să mă mișc mai repede, așa că îmi voi lua 3 busole, fiecare va fi diferită și mă voi orienta după toate, una probabil îmi va arăta direcția corectă. Graba nu realizează niciodată că munca înceată, atentă, de fundație, se dovedește a fi cea mai rapidă în final. Graba a ruinat mai mulți americani decât a făcut-o oricare alt cuvânt din vocabularul vieții. Ea este flagelul Americii. Este în aceeași măsură cauza și rezultatul civilizației noastre aflată sub înaltă presiune.
Graba se deghizează cu abilitate, astfel încât identitatea ei nu e mereu recunoscută. Graba solicită întotdeauna un preț prea mare, iar la final deseori nu livrează bunurile pe care le-a promis. În cursa pentru bogății, oamenii își sacrifică de multe ori timpul, energia, sănătatea, căminul, fericirea și onoarea, tot ceea ce banii nu pot cumpăra, exact lucrurile pe care banii nu le pot aduce niciodată înapoi. Graba e un paradox fantomă. Oamenii de afaceri, în dorința de a oferi familiilor lor un viitor fericit, sacrifică pe altarul grabei fericirea prezentă a copiilor și soțiilor lor. Ei uită că rolul lor în casă ar trebui să fie mult mai mult decât cel de individ care achită facturile lunare. Așteaptă considerație și chibzuință, dar ei tocmai pe acestea nu le oferă. Auzim adesea de datoriile care îi revin soției față de soț, dar prea puține despre datoriile relației inverse. Soția, spun astfel de bărbați, ar trebui să-și întâmpine soțul cu un zâmbet și un sărut, să dea atenție stării lui de spirit și să fie mereu dulceață și răsărit de soare. De ce trebuie să se încline balanța doar către omul de afaceri? De ce ar trebui femeia să privească timidă fața bărbatului și să-i ghicească starea de spirit? N-a fost și ziua ei la fel de plină de griji, de responsabilități și de veghe? Oare n-a lucrat și ea asupra problemelor cu dragoste maternă, veghind asupra grijilor casei, asupra pregătirii copiilor, rezolvându-le pe toate aproape în secret, dovedind apoi și dragoste de soție? Și astfel, nu cumva soțul devine sexul slab dacă trebuie răsfățat și tratat cu grijă când ajunge acasă, ținut departe de toate problemele lumești? În graba lor nebună de a obține câteva succese din ambiție, pentru a-și împlini visul de o viață, bărbații aruncă deseori în vânt onoarea, generozitatea și adevărul. Politicienii îndrăznesc să stea degeaba și să se uite la un oraș cum se otrăvește cu apă poluată, așteptând să se întâmple necazul ca să intervină, achiziționând o stație de epurare. Ar fi în stare să otrăvească o armată de oameni înainte de a trece la acțiune. Iar acesta nu-i decât un alt incident în graba lor pentru acumularea de bogăție. Trăim era încălzirii globale. Creșterea naturală este dată deoparte și înlocuită cu forțarea limitelor. Iar natura se uită tolerantă la noi și zice: până aici puteți merge, copiii mei nesăbuiți, dar nu mai departe de atât. Sistemul educațional din ziua de azi e o instituție monumentală dedicată grabei. Copiii sunt forțați să treacă printr-o serie de studii care conțin parcă întreaga înțelepciune a rasei umane. Le e impus să învețe tot ceea ce ignoranța plină de ambiție a veacului nostru dorește să bage cu forța în mințile lor. Sunt învățați tot, în afară de ce e esențial, cum să-și folosească simțurile și cum să gândească. Mințile lor se umplu până la refuz cu o masă mare de fapte nedigerate pe care nu le vor putea nici când asimila. Privești toate acestea până când simți că nu mai poți rezista nici măcar o clipă și atunci te ridici și strigi: stop! Încetați! Acest măcel al minților inocente nu mai poate continua! Și atunci educația îți zâmbește suav, îți arată cu mâna miile de închisori ale cunoașterii răspândite prin toată țara și îți spune: cine ești tu cel care îndrăznește să spună ceva împotriva sistemului nostru sacru de învățământ? Educația e într-o grabă continuă. Și pentru că nu reușește în 15 ani să facă ceea ce ar trebui făcut în doar jumătate din timp, ar trebui să nu mai fie așa lăudăroasă. Incompetența nu e motiv de laudă. Ne trece copiii în grabă prin sute de manuale, prin alternanța boală-sănătate, prin colegii, prin examene în urma cărora le dau o diplomă și apoi îi aruncă în viață cu mințile amețite, neantrenate și deloc potrivite pentru adevăratele treburi ale vieții. Graba e lovitura de grație dată calmului, demnității, echilibrului sufletesc. Bătrânul obicei al curteniei a fost distrus când în scenă a intrat graba. Tot ea este și părintele indigestiei. În graba vieții noastre apelăm la numai câteva rețete, parcă bătute în cuie, hrănirea proastă devenind viciu național. Pe miile de pietre de mormânt din cimitirile noastre ar trebui să stea scrisă fraza fast food. Omul uită că el e singurul animal care cinează. Celelalte doar se hrănesc. De ce oare își abrogă el dreptul divin de a cina și preferă să se alinieze la coada regnului alături de animalele care doar se hrănesc? Stomacurile rebele care se respectă își exprimă indignarea prin indigestie. Astfel că omul trebuie să treacă prin viață purtând mereu în buzunarul de la vestă o sticluță cu tablete pentru stomac. Și devine astfel o victimă a acestei crize a vitezei din ce în ce mai mari în care ne trăim viețile. Graba mai înseamnă și cedarea nervilor. E drumul principal spre căderile nervoase. Pe de altă parte,
Tot ce e bun în viață e produsul creșterii lente. Cu cât e mai nouă, mai bună, mai înaltă și mai nobilă munca, cu cât mai înceată e creșterea, cu atât mai sigur și mai de durată e succesul. Ciupercile își obțin toată puterea într-o noapte. Stejarii au nevoie de decenii pentru asta. Un capriciu durează cel mult câteva săptămâni. O filozofie trăiește multe generații de-a lungul a secole întregi. Dacă ești convins de dreptatea ta, nu lăsa vocea lumii, a prietenilor, ori a membrilor familiei să te îndepărteze vreun moment de țelul tău. Acceptă creșterea înceată, dacă trebuie să fie înceată, și fii convins că rezultatele vor veni. La fel de convins precum ești de faptul că lungile, singuraticele și grelele ore ale nopții sunt alungate de venirea dimineții. Haideți deci cu toții să alungăm cuvântul grabă din viețile noastre. Să nu ne pese de nimic într-atât de mult încât să acceptăm să-l plătim cu onoarea și respectul nostru de sine, grăbindu-ne. Să ne cultivăm calmul, tihna, echilibrul sufletesc, farmecul personal, făcând tot ce ne stă în putere, suportând orice cu demnitate, dând dovadă de curaj cât putem de mult. Să ne trăim viețile fără a fi deranjați de prosperitatea răului ori de ranchiuna invidioșilor. Să nu ne mai impacientăm pentru o întârziere, făcând scandal pentru asta, să nu ne mai pară rău când eșuăm, să nu ne mai îngrijorăm în privința rezultatelor așteptate și să nu ne mai slăbească forța interioară atunci când lucrurile nu merg tocmai cum ne-am fi dorit noi. Să ne întoarcem mereu fața către viitor cu încredere, cu calmul unei vieți trăită în armonie cu ea însăși, să progresăm încet și constant către realizarea scopului nostru personal. Să vedem cuvântul acesta plin de lașitate, grabă, în toate fazele lui pline de degenerare, să vedem că ucide adevărul, loialitatea și grija. Și să decidem că noi, în fiecare zi, vom înlocui graba cu calmul și cu odihna unei vieți adevărate, trăite cu nobilism. Puterea influenței personale. Singura responsabilitate de care un om nu poate fugi în viață e cea la care se gândește cel mai puțin, influența personală. Influența conștientă a omului, atunci când se află în societate, când încearcă să impresioneze pe cei din jur, este extraordinar de mică. Pe de altă parte, influența inconștientă, radiația subtilă, tăcută a personalității sale, efectul cuvintelor și acțiunilor sale, au o influență extraordinar de mare. În fiecare moment al vieții sale, el schimbă într-o anumită măsură viața întregii lumi. Căci fiecare om are propria ei atmosferă care interacționează și o afectează pe celorlalți. Și această influență funcționează atât de tăcut, de subtil și de inconștient, încât omul deseori uită că ea există. Toate forțele naturii, căldura, lumina, electricitatea, gravitația, sunt tăcute și invizibile. Nu le vedem nici când, doar știm că există, observând efectele pe care le produc. Și în toată natura, minunile văzute sunt micșorate până devin insignifiante comparativ cu maestatea și gloria celor nevăzute. Chiar și marele soare însuși nu ne poate da suficientă căldură și lumină pentru a susține viața animală și vegetală pe pământ. Suntem dependenți în proporție de jumătate de lumina și căldura stelelor, iar cea mai mare parte a acestei energii care dă viață provine de la stelele invizibile ochiului, aflate la milioane de mile depărtare de pământ. În mii de feluri, natura caută constant să-l conducă pe om spre o și mai adâncă înțelegere a puterii și minunii lucrurilor invizibile. În mâinile fiecărui individ se găsește puterea extraordinară de a face ori bine, ori rău. Influența nevăzută, inconștientă și tăcută a întregii sale vieți. Aceasta nu e decât radiația constantă a ceea ce un om este cu adevărat, nu ceea ce pretinde a fi. Fiecare om emană trăind simpatie, tristețe, morbiditate, cinism, fericire, speranță sau oricare alta din sutele de calități ale sale. Viața lui e o stare de radiație continuă și absorpție continuă. A trăi înseamnă a radia. A exista înseamnă a fi un recipient de radiații. Există bărbați și femei a căror prezență pare să radieze răsărit de soare, veselie și optimism. În preajma lor te simți mai calm, mai odihnit, primind într-un singur moment o nouă și puternică credință în umanitate.
Sunt alții însă care concentrează în numai un moment toată neîncrederea, morbiditatea și spiritul de revoltă împotriva vieții. Fără să știi de ce, în prezența lor te simți agitat și nervos. Pierzi legătura cu viața și cu problemele ei. Busola ta morală deviază spre nesatisfăcător. Devine falsă într-o clipă, a idoma acului magnetic al unui vapor care trece pe lângă niște munți uriași încărcați cu metale. Există oameni care plutesc pe râul vieții ca niște iceberguri. Reci, rezervați, inaccesibili și retrași. În prezența lor îți strângi haina pe tine sau te întrebi cine a lăsat ușa deschisă. Acești oameni cu sufletul înghețat au o deprimantă influență asupra celor care cad pradă vrăjii reci pe care o radiază. Dar există și fir călduroase, utile, pline de geniu, a idoma curentului cald care străbate oceanul cel mare, urmându-și neînfricat propriul curs prin apele reci. Prezența lor aduce căldură, viață, strălucirea răsăritului de soare, veselie, stimulând renașterea la fel cum face primăvara în natură. Sunt însă și oameni care seamănă cu o mlaștină plină de malarie. Otrăvitori, depresivi, te seacă de vlagă doar prin simpla lor prezență. Fac atmosfera de acasă grea, opresivă, mohorâtă. Sunetele copiilor care se joacă dispar brusc. Valurile de râs îngheață în prezența lor. Astfel de oameni trec prin viață ca și când fiecare zi ar fi o înmormântare, iar ei ar juca rolul de bocitoare șefă. Alții seamănă cu oceanul. Constant înviurători, stimulativi, oferă prin simpla lor prezență noi și puternice înghițituri de viață tonică. Sunt oameni a căror inimă e nesinceră, radiind insensibilitate oriunde se găsesc. Au un nemaipomenit interes în bunăstarea ta atunci când au nevoie de tine. Când le servește scopului personal, își pun atât de brusc un zâmbet de recuzită pe chip, încât pare că acel zâmbet e legat cumva de un buton electric ascuns în haină. Vocea lor denotă o cordialitate simulată și numai printr-un îndelung antrenament reușesc să o facă să sune natural. Dar nu-și pot juca niciodată rolul 100%, fiindcă masca le mai alunecă uneori de pe chip. Inteligența lor rece nu le poate învăța ochii să strălucească a onestitate. Pot păcăli o parte din oameni, dar nu-i pot păcăli pe toți. Există o putere subtilă a dezvăluirii adevărului care ne face să spunem: nu știu cum, nu pot să-mi explic, dar știu că acel om nu e cinstit. Omul nu poate scăpa niciodată de radierea propriului caracter. Nu se poate sustrage responsabilității afirmând că s-a aflat sub o influență inconștientă. Își poate cultiva calmul, încrederea, justețea și nobilismul, imprimându-le în mod vital în caracterul său, și prin aceste calități va influența constant lumea. De multe ori, sufletele oneste, care încearcă să-și trăiască viața cât de bine pot, se simt descurajate gândindu-se că fac atât de puțin bine în lume. Însă nimicurile pe care noi nu le sesizăm ar putea fi zalele lanțului unor scopuri mărețe. În 1797, William Godwin a scris Cercetătorul, o colecție de eseuri revoluționare pe tema moralității și a politicii. Această carte l-a influențat pe Thomas Malthus să scrie Eseu despre populație, publicat în 1798. Cartea lui Malthus i-a sugerat lui Charles Darwin un punct de vedere după care s-a ghidat mare parte din viață, ajungând ca în 1859 să publice Originea speciilor, cartea cu cea mai mare influență în secolul al XIX-lea, cartea care a revoluționat întreaga știință a umanității. Iar acestea sunt doar trei verigi ale influenței care s-a extins, iată, pe mai mult de 60 de ani. E posibil chiar să trasăm genealogia influenței care a ajuns la Godwin prin generații întregi, ajungând la cuvintele ori acțiunile unor păstori din istoria de început a Marii Britanii, care își vegheau turmele pe dealuri, trăind liniștiți și murind cu gândul că n-au făcut nimic important prin care să ajute lumea. Bărbații și femeile au datorii față de alții și datorii față de ei înșiși. Dacă am fi juști cu noi înșine, ar trebui să refuzăm să trăim într-o atmosferă care nu ne împlinește viața la maximum. Și dacă vina e în noi, ar trebui să o stăpânim. Dacă influența vine de la o altă persoană, a idoma unei toxine care ne distruge cele mai bune impulsuri de viață, ar trebui să fugim departe de acea influență și, dacă e posibil, să facem asta fără a ne neglija îndatoririle. Dacă nu ne putem muta, atunci ar trebui să luăm doze puternice de chinină morală, pentru a contracara malaria influenței nefaste. Căci nu ceea ce fac cei din jurul nostru contează, ci ceea ce reprezintă ei pentru noi.
Ne mutăm plantele din casă de la o fereastră la alta pentru a le oferi căldura, lumina, aerul și umezeala de care au nevoie. Oare n-ar trebui să avem măcar tot atâta grijă și de noi înșine? Ca să ne putem trăi viața în speranță, trebuie să practicăm ceea ce e drept. Un simplu metal nu atrage metalul. Trebuie mai întâi de toate transformat în magnet, înainte ca el să poată atrage metalul. E inutil pentru o mamă să încerce să-și învețe copiii să se comporte ca niște gentlemen, dacă ea e mereu necinstită și plină de iritare. Copilul căruia îi se spune să nu mintă nu va fi prea zelos cu adevărul dacă își aude părintele mințind doar ca să scape de mici neplăceri sociale. Părintele spune cu vorba să nu minți. Fapta lui însă spune, minți, copile. Niciun om nu se poate izola vreodată pentru a scăpa de influența constantă a celorlalți. Așa cum niciodată o singură celulă nu poate deveni rebelă și evada din organism. Și niciun om nu este atât de lipsit de importanță încât să nu aibă deloc putere de influență. Schimbările din stările noastre sufletești sunt toate înregistrate în delicatele barometre ale vieții celorlalți. Ar trebui de aceea să ne lăsăm influența infuzată de simpatie și dragoste de oameni, iar influența noastră ar trebui să fie înălțată până la nivelul de inspirație. Simpla noastră prezență ar trebui să fie un izvor de putere pentru sufletele umane înfometate care ne înconjoară. Încrederea de sine. Încrederea de sine fără independență e la fel de inutilă ca o rețetă de gătit fără ingrediente. Încrederea de sine relevă posibilitățile individului. Independența le realizează. Încrederea de sine vede heruvimul din blocul brut de marmură. Independența e cea care îl cioplește și îl scoate la iveală. Omul independent afirmă, nimeni nu poate realiza în locul meu ceea ce pot eu realiza. Nimeni în afară de mine nu poate face lucrul meu bun sau rău. Își descoperă propria cale atât financiar cât și social, mental, fizic și moral. Viața e pentru el o problemă personală de care singur trebuie să se ocupe. Natura nu acceptă sacrificiul altcuiva ori vreun serviciu din partea altcuiva. Natura nu recunoaște niciodată votul prin împuternicire. Ea nu are nimic de a face cu oamenii de legătură, ea are de a face doar cu individualitățile. Natura încearcă în mod constant să-i arate omului că el poate fi cel mai bun prieten ori cel mai mare dușman pentru sine însuși. Toate exercițiile fizice din lume n-au nicio valoare pentru individ decât dacă, ridicând acele bare și greutăți, primește forța și puterea pentru care el însuși plătește timp și efort. Nu-și poate dezvolta nici când mușchii dacă își va trimite valetul la sala de forță. Toate medicamentele din lume sunt inutile și nu-l pot ajuta pe individul suferind dacă el însuși nu întinde mâna să ia ceea ce-i trebuie pentru slăbiciunile personale. Toate religiile lumii nu sunt decât simple speculații despre moralitate, simple teorii despre salvare, până când individul nu realizează că el însuși trebuie să se salveze, bazându-și viața pe legea adevărului, așa cum o vede el, trăind în armonie cu ea. Religia nu e o mașină cu scaune din piele în care el urcă după ce și-a plătit biletul și altcineva face restul. În religie, ca în orice altceva măreț de pe pământul ăsta, individul va fi mereu împins înapoi de propria independență. Acceptă ajutorul, dar trăindu-și propria viață. Nu ar trebui să se simtă ca un pasager. El e mecanicul, iar trenul e chiar viața lui. Trebuie să ne bazăm pe noi înșine, să ne trăim propriile vieți, altfel nu vom face decât să plutim în derivă prin existență, pierzând tot ce e mai bun, tot ce e mai măreț, tot ce e mai divin. Singurul lucru pe care ceilalți îl pot face pentru noi e să ne ofere oportunități. Noi trebuie să fim mereu pregătiți pentru oportunitate, iar când nu vine, să ieșim să o căutăm, să mergem în întâmpinarea ei, altfel ea nu va însemna nimic pentru noi. Viața întreagă e o succesiune de oportunități, pentru a face bine sau pentru a face rău. Noi decidem cum vor fi. Mulți alchimiști din trecut au simțit că le lipsește un singur element pentru a transforma metalele obișnuite în aur pur. Iar acest element stă ascuns în caracter.
Există indivizi cu daruri mentale rare și un delicat discernământ spiritual care eșuează lamentabil în viață pentru că le lipsește acel unic element, independența. Dacă ar avea și acest ultim element, toate energiile lor ar putea fi concentrate și transformate în forță pură. Omul care nu are independență e slab, va ezita mereu și se va îndoi mereu de ceea ce face. El se teme să facă pasul decisiv, fiindcă e frică de eșec, așa că va aștepta mereu pe cineva să-i dea sfaturi, neîndrăznind să acționeze potrivit propriilor judecăți. În lașitatea lui își vede mereu succesele datorându-se altora. Îl vei auzi mereu spunând că nu e apreciat, că nu e recunoscut, că e ținut jos. Un astfel de om va crede mereu că, într-un mod subtil, întreaga societate conspiră împotriva lui. Crește plângându-și de milă, gândind că nimeni n-a mai avut parte de sărăcia prin care a trecut el, de problemele lui imense și de eșecurile lui răsunătoare. Omul independent va căuta mereu să descopere care slăbiciune din interiorul său îl oprește să obțină ce vrea, extrăgând din el însuși puterea de a lupta împotriva oricărei influențe exterioare. El își dă seama că toți oamenii măreți din istorie au trebuit să lupte împotriva suferințelor și tristeții din interiorul lor. Pentru el, înfrângerea e ca trecerea unui călător printr-un tunel. Știe că în cele din urmă va ieși iarăși la lumina soarelui. Națiunea cea mai puternică e cea care are independența cea mai mare, cea care deține între granițele ei tot ce oamenii ei au nevoie. Dacă o țară nu deține tot ce e necesar vieții și progresului și îi se blochează porturile, atunci e o națiune slabă și e doar o chestiune de timp până când va fi nevoită să se predea inamicului. Astfel, independența politică a unei țări e în strânsă legătură cu puterea de a se susține din interior. Și ce e adevărat la o țară întreagă, e adevărat și la un individ. Istoria națiunilor nu e decât biografia indivizilor, mărită, intensificată, multiplicată și proiectată pe ecranul trecutului. Istoria e biografia unei națiuni. Biografia este istoria unui individ. Deci individul cel mai puternic, în orice încercare sau nevoie a vieții, este cel care poate trăi din forța interioară, fără a avea nevoie de sprijin exterior pentru a-și reveni. În felul acesta, el e mereu independent. Bogăția și prosperitatea Romei antice se baza pe sclavi pentru a face munca națiunii, iar asta s-a dovedit a fi prăbușirea națiunii. Dependența de prizonierii de război care trebuiau să facă miile de munci ale vieții de zi cu zi a romanilor a ucis independența națiunii, mai întâi în indivizi și apoi în întregul imperiu. Cu o independență scăzută și o creștere a oportunităților de a lenevi, Imperiul Roman, o națiune cândva de luptători, s-a transformat într-o națiune de bărbați mai efeminizați decât femeile. Pe măsură ce depindem din ce în ce mai mult de alții, pe măsură ce ei fac lucrurile pe care noi ar trebui să le facem singuri, independența noastră slăbește, iar puterea și controlul nostru asupra lor devin continuu tot mai scăzute. Pentru ca omul să fie măreț, trebuie să fie independent. Chiar dacă nu va putea fi independent în toate cele, va trebui să fie independent în domeniul în care vrea să fie măreț. Această independență nu trebuie să fie însă un sentiment de autosuficiență, de încredere totală în sine. Trebuie să fie îndrăzneala de a înfrunta totul de unul singur, de a fi un stejar, nu o simplă creangă, gata să ofere sprijin, nu să-l râpnească și niciodată să nu depindă de el. Pentru a-ți dezvolta adevărata independență, e necesar să înțelegi de la început că viața e o bătălie în care de unul singur trebuie să lupți. Tu trebuie să fii soldatul propriei armate. Nu vei putea plăti un înlocuitor, nu vei putea obține o permisie, nu vei putea fi niciodată lăsat la vatră. Lista celor lăsați la vatră este lista morților. Ține minte, lumea e ocupată cu propriile probleme, griji și necazuri și nu ține seama de tine. Și singura parolă care îți deschide calea către succes este independența. Dacă înveți ce să spui, pune-te în situația în care trebuie să vorbești. Dacă reușești să-ți cucerești frica, amestecă-te printre oameni inteligenți oricât de greu ți-ar fi. Dacă îți dorești puterea pe care altul o are, nu fii invidios pe puterea lui, risipindu-ți energia, dorindu-ți a idoma celor slabi ca puterea lui să fie a ta. Repetă procesul prin care el a dobândit acea putere, devină independent, plătește prețul care trebuie plătit și o putere cel puțin egală cu a lui va fi a ta.
Un individ ar trebui să se privească pe sine ca pe o investiție, să vadă cum ar fi dacă și-ar dezvolta în mod corect nenumăratele posibilități, o mină ale cărei resurse nu le poți afla decât coborând în adâncuri și aducând la suprafață ce e ascuns acolo. Omul își poate dezvolta independența doar dacă va căuta în mod constant să se întreacă pe sine. Din păcate, încercăm prea mult să îi întrecem pe alții. Dacă am pornit să ne întrecem pe noi înșine, am ajunge să ne mișcăm pe o linie uniformă a progresului care ne va armoniza creșterea în toate direcțiile. Daniel Morrell, președinte al Cambria Railworks, care a angajat 7.000 de oameni și a construit cea mai vestită cale ferată din lume, a fost întrebat odată care este secretul succesului său. "Nu avem niciun secret," a răspuns el. "Pur și simplu, încercăm să facem de fiecare dată o cale ferată mai bună decât cea pe care am făcut-o mai înainte." Competiția e bună, dar are o parte foarte periculoasă, tendința de a sacrifica ce e cu adevărat valoros de dragul aparențelor. Adevărata competiție e competiția individului cu sine însuși, prezentul lui încercând să-și învingă trecutul. Și aceasta este cu adevărat o creștere din interior. Dependența cheamă și mai mult independența. Ea lasă individul să simtă că prin progresul personal își poate crea viața pe care o dorește. Nu-l lasă niciodată să cadă pradă disperării, pericolelor și tristeții. Acestea sunt inofensive pentru el. Omul independent nu va trăi niciodată în umbra măreției altcuiva. El gândește pentru sine însuși, depinde de sine însuși și acționează pentru el însuși. Prietenia adevărată este rară, iar valoarea ei se vede doar pe timp de criză. E idoma unei bărci de salvare. De multe ori însă, prietenii care se tot lăudau cu prietenia lor s-au dovedit a fi bărci de salvare inutile, cu găuri adânci, atunci când furtuna a venit. În momente de criză își arată omul puterea. Și pe cât e de puternic în interior, depinzând tot mai mult de el însuși, pe atât va deveni mai puternic în exterior și va fi pregătit să-i ajute pe alții când vor avea nevoie de ajutorul lui. Însăși viața lui va fi un ajutor constant și o sursă de putere pentru semeni, pe măsură ce existența lui devine o lecție vie a demnității dată de independență. Eșecul ca succes. În vremuri dificile e nevoie de un curaj eroic pentru a rezista efortului ce pare zadarnic, pentru a lua în piept o nouă zi de muncă, pentru a privi cu încredere spre viitor și a merge neînfricat pe drumul tău. Dar ceea ce apare ochilor ca fiind un eșec fără speranță, de multe ori se dovedește a fi zorii unui mare succes, care conține în el ingredientele fundației unui scop mai măreț ori a unor posibilități mai importante. Cu câțiva ani în urmă, a fost propusă trimiterea jurnalelor de bord ale navelor din Canada la New York printr-o nouă metodă. Ingeniosul plan al domnului Joggins urmărea legarea peste mare prin cabluri de oțel a celor două locații, urmând ca o plută să fie trasă pe acel cablu asemenea unui bac. Dar când pluta se apropia de New York și succesul operațiunii părea să fie asigurat, o puternică furtună s-a pornit din senin. În furia apelor, cablul de oțel s-a sfărâmat aidoma țurțurilor de gheață și marea furioasă a împrăștia jurnalele care încotro. Șeful departamentului hidrografic din Washington, auzind de eșecul acestui experiment, a trimis vorbă tuturor armatorilor din întreaga lume să caute aceste jurnale pe care el le descrise în amănunțime și să noteze cu precizie locația fiecăruia în latitudine și longitudine, precum și ora la care a fost făcută observația. Sute de capitani de vas și marinari aflați pe mările lumii au notat în jurnale din Oceanul Atlantic în Marea Mediterană și până în Mările Sudului toate datele apelor în care se găseau, supunându-se riscurilor acelor călătorii. Sute de rapoarte au fost scrise pe o perioadă de săptămâni și luni întregi. Aceste informații au fost apoi comparate cu atenție, sistematizate și analizate, descoperindu-se astfel cursul curenților oceanici, descoperire imposibil de făcut în alt mod decât acesta. Pierderea plutei domnului Joggins nu a fost cu adevărat un eșec, pentru că ea a condus la una dintre cele mai mari descoperiri ale geografiei și navigației moderne. Cu superioritatea noastră științifică de azi, luăm în râs încercările bătrânilor alchimiști de a transmuta metalele în aur, dar să nu uităm că eșecurile lor au condus la nașterea chimiei moderne.
Ei n-au avut succes în ce au întreprins, dar au adus pe lume procesele de sublimare, filtrare, distilare și cristalizare. Au inventat alambicul, retorta, baia de apă, baia de nisip și o mulțime de alte instrumente valoroase. Lor li se datorează descoperirea antimoniului, a eterului sulfuric și a fosforului, separarea aurului și argintului din combinația cu alte metale, determinarea proprietăților salpetrului care se utilizează în producerea prafului de pușcă, precum și distilarea uleiurilor esențiale. Acestea sunt succesele eșecului, un minunat proces al naturii pentru o creștere mai înaltă, o lecție importantă despre putere și încurajare pentru omul care își dă seama de ea și o acceptă. Multe din eșecurile noastre ne urcă pe cele mai înalte piscuri ale succesului, la care n-am sperat nici în cele mai sălbatice vise. Viața este o succesiune de eșecuri, având ca finalitate succesul. Columb a eșuat lamentabil în descoperirea Americii. Raționamentul și experiența sa l-au făcut să creadă că dacă va naviga spre apus, va ajunge în India. Și fiecare piele roșie din America poartă perpetu cu ea memoria eșecului lui Columb, căci îi se spune indian. Navigatorul genovez nu a ajuns în India. Vasele încărcate cu suveniruri cu care s-a întors în Spania pentru a-i le arăta regelui Ferdinand și reginei Isabella nu a fost dovada succesului, ci a eșecului său. Dar în cele din urmă, descoperirea Americii a reprezentat un succes mult mai mare decât descoperirea căii secrete către India. Când David Livingstone și-a completat educația teologică cu o serie de cursuri medicale, a fost gata să pornească pe drumul misionariatului. Pentru mai bine de 3 ani, el a studiat din greu, concentrându-și energiile pentru atingerea unui singur scop: împărtășirea învățăturilor sfinte în China. Ora când a fost gata să pornească spre împlinirea cu entuziasm a muncii sale, a sosit, iar el simțea că își va consacra întreaga viață acestui scop altruist. Apoi a venit vorbă că din cauza războiului opiumului, care izbucnise în China, a merge acolo ar fi fost curată nebunie. Dezamăgirea și eșecul nu l-au intimidat pe Livingstone. S-a oferit imediat să meargă ca misionar în Africa, iar oferta i-a fost acceptată. Eșecul său de a merge în China a adus unui întreg continent lumină și adevăr. Iar acest uriaș continent încă sălbatic s-a dovedit a fi un laborator ideal pentru pregătirea lui de medic, explorator, profesor și evanghelist. Retragerea din afaceri și eșecul partenerului său, care a apăsat greu pe umerii lui Sir Walter Scott, dar și mai greu pe onoarea și onestitatea sa, l-au determinat să se apuce de scris. Eșecul l-a stimulat pentru a face un efort aproape supraomenesc, iar celebrul său roman, Ivanhoe, o piesă de bază a ficțiunii istorice despre Scoția, a încântat milioane de oameni, reprezentând un glorios monument al succesului ridicat pe câmpul așa-ziselor eșecuri. Când Millet, pictorul celebrului tablou denumit Îngeri, a pictat divina sa operă, în care aerul pare să pulseze de o regeneratoare esență spirituală și respect, el a lucrat înfruntând timpul, ca un antidot al tristeții într-o cursă nebună împotriva morții. Pictat dimineața de vreme, înainte de a merge la slujba sa de lucrător feroviar, apoi în amurg, după ce reușea să aducă cu greu mâncare și medicamente pentru soția sa bolnavă, pe care o adora. Eșecul său în artă îl arunca în adâncurile tenebroase ale sărăciei, unificându-i aceste simțăminte de o minunată intensitate cu elementele naturii sale umane deosebite. Această unitate rară a spiritului său, această epurare în focul sufletului său a tuturor elementelor sărăciei și durerii, i-au dăruit elocința de a folosi pensula și culoarea așa cum nimeni n-a mai făcut-o înaintea lui. O viață trăită în prosperitate n-ar fi făcut posibil așa ceva niciodată. Eșecul e punctul de cotitură, pivotul circumstanțelor care se ridică la nivelurile mai înalte. Nu succesul financiar face asta și nici faima. Doar creșterea spirituală, morală și mentală ne va da inspirația de a ne schimba în ultimii ani ai vieții noastre. Căci viața nu e ceea ce vine la noi, ci ceea ce primim noi din ea. Fie că omul a fost bogat sau sărac, că a avut succes sau nu, contează prea puțin pentru clipa sa cea de pe urmă. Există doar o singură întrebare la care trebuie să răspundă, căreia să-i facă față cu onoare și sinceritate în înfruntarea sa singuratică cu propriei conștiință și propriul destin. În ce fel am permis bogăției sau sărăciei să mă modeleze? Dacă încercările și lipsurile m-au făcut mai bun, mai sincer, mai nobil, atunci sărăcia a fost bogăție, iar eșecurile au fost succese. Dacă bogăția care a venit la mine m-a făcut vanitos, arogant, disprețuitor, avar,
cinic, distrugând sensibilitatea din mine, închizând toate căile spre o dezvoltare mai înaltă, spre binele posibil al semenilor mei, făcând din mine doar un paznic al unor saci cu bani, atunci bogăția a fost minciuna vieții mele. A fost eșecul meu și nu succesul. Nu a fost bogăție, ci întuneric, frica de sărăcie furând din mine chiar pe mine însumi. Căci lucrurile devin pentru noi ceea ce noi înșine extragem din ele. Eșecul este unul din învățătorii lui Dumnezeu. Este experiența care îl conduce pe om spre lucruri mai înalte, este o revelație, o cale, până acum necunoscută nouă. Cei mai mari oameni din lume, care au avut cele mai mari succese, privesc înapoi cu o fericită seninătate la propriile eșecuri. Căci atunci când dăm piept cu timpul, el ne relevă toate acestea dintr-o perspectivă minunată, încărcată de lumină și satisfacție. Mulți oameni sunt astăzi recunoscători pentru micile succese care le-au solicitat multă zbatere și care s-au topit ca aerul imediat ce le-au atins. Căci eșecul este cel mai adesea piatra de temelie a succesului. Un om poate spune despre anumite momente din viața lui, acele eșecuri au fost cele mai bune lucruri care mi se puteau întâmpla. Auzind asta, n-ar trebui ca și noi să ne înfruntăm eșecurile cu un curaj de neclintit și să credem că miraculoasa natură poate transforma pietrele de care ne împiedicăm în pietre pe care să pășim? Cele mai mari speranțe ale noastre sunt de multe ori spulberate pentru a ne pregăti pentru lucrurile mai bune care vor urma. Eșecul Omidei are ca rezultat nașterea fluturelui. Moartea bobocului are ca rezultat nașterea trandafirului. Înmormântarea seminței este preludiul renașterii ei ca grâu. Se știe că plantele cresc cel mai bine noaptea, în cele mai întunecate ore, chiar cele de dinaintea răsăritului. Nu e oare aceasta metoda blândă a naturii de a-i arăta omului că în întunecimea eșecului poate crește mai bine decât în lumina succesului? Dacă ne gândim la momentele supreme din viața noastră, la orice succes măreț, la oricine ne este drag, apoi ne gândim cum am ajuns la acel moment, la acel succes, la acea ființă, vom fi surprinși de eșecurile prin care am trecut și vom extrage putere din revelațiile pe care le vom avea. Pe măsură ce vom înainta pas cu pas pe calea circumstanțelor, ne vom da seama cât de logic a fost cursul succesului nostru, pornind de la tristețe și eșec. Și vom înțelege că ceea ce azi ne oferă cea mai mare fericire e conectat în mod direct cu ceea ce odată ne producea tristețe. Multe din râurile mărețelor noastre realizări își au izvorul în întunericul eșecului nostru. Nu există activitate onestă cu un scop adevărat care, dacă e să fie dusă până la capăt, în cele din urmă să eșueze. Dacă uneori efortul pare a fi zadarnic, aceasta se va dovedi a fi o lecție despre cum să mergem mai departe. Eșecul nostru va fi inspirația unui posibil succes. Omul care trăiește având țeluri înalte, făcând totul cât se poate de bine, în armonie continuă cu țelurile sale, are o viață de succes oricare ar fi statisticile eșecurilor sale, făcute de o lume formată din critici și comentatori pe jumătate orbi. Idealurile înalte, eforturile nobile, vor face eșecurile să nu mai însemne nimic, să nu ne mai descurajeze, devenind pentru noi surse ale unor noi puteri. Drumurile de piatră se pot dovedi mai sigure decât căile netede și alunecoase. Păsările zboară mai bine când vântul le bate din față, iar vasele au nevoie de vânt pentru a înainta. Alchimia naturii, superioară celei a oamenilor, transformă continuu metalele ordinare ale eșecului în viitorul aur pur al succeselor mărețe. Fă mereu tot ce poți face. Viața este o problemă extrem de complexă pentru individ, până când într-o zi, într-un moment de iluminare, se trezește și are măreața revelație că o poate face mai simplă. Nu extrem de simplă, ci mai simplă. Există mii de mistere a ceea ce e corect sau greșit, care i-au încurcat pe înțelepții erelor trecute. Există adâncimi în marile întrebări fundamentale ale rasei umane, la care nici cele mai adânci stări de meditație filozofică nu au putut găsi răspunsuri. Sunt strigăte ale foamei de adevăr care încearcă să spargă tăcerea de dincolo de mormânt. Dar de la ele nu ajunge înapoi decât ecoul, o repetiție a strigătelor fără răspuns.
Cu toții ajungem uneori să cunoaștem disperarea care ne întunecă orizontul vieții și ne paralizează eforturile, făcându-ne să spunem: dacă există un Dumnezeu, dacă lumea chiar e condusă de justiția eternă, de ce e viața așa cum este? De ce unii oameni sunt flămânzi în timp ce alții sunt la festin? De ce de multe ori virtutea stă în umbră, în timp ce viciile triumfă în lumina soarelui? De ce eșecul se ține de pașii efortului onest, în timp ce succesul care provine din înșelătorie e primit cu aplauze? De ce tatăl iubitor al unei familii e luat de moarte, în timp ce cei răi sunt lăsați în viață? De ce există atât de multă durere, tristețe și suferință în această lume? De ce trebuie să existe așa ceva? Nici religia, nici psihologia, nici filozofia nu pot da un răspuns final și satisfăcător. O dovadă absolută, o demonstrație logică. Mereu există, chiar și după cea mai bună explicație, un rest de lucruri fără explicație. E nevoie atunci să ne lăsăm iarăși pe mâinile eterne ale credinței și cu înțelepciune să spunem: nu mă voi lăsa tulburat de aceste probleme ale vieții. Nu le voi permite să mă adâncească în neîncredere și să-mi înnoureze viața cu lucruri vagi și nesigure. Omul dă dovadă de aroganță atunci când cere pentru sine, de la univers, soluția tuturor problemelor sale. De aceea îmi voi construi viața pe piatra de temelie a adevărului simplu, fundamental. Această creație glorioasă, cu milioanele ei de fenomene miraculoase, care pulsează mereu în armonie cu legea eternă, trebuie să fie avut un creator. Acel creator fiind omniscient și omnipotent. Dar nici creatorul însuși nu poate cere de la orice creatură mai mult decât ea poate da. Așa că voi face, în fiecare zi, în fiecare moment, tot ce pot eu mai bine la lumina zilei ce mi-a fost dată. Voi căuta mereu mai multă lumină, mai mult adevăr și voi încerca mereu să trăiesc cât pot eu de bine în armonie cu adevărul pe care îl văd eu. De va veni eșecul, îl voi întâmpina cu curaj. Dacă drumul meu se va afla în umbra minciunilor, suferințelor și a tristeții, voi trăi pacea odihnitoare și calmul plin de forță al celui care a făcut tot ce a putut mai bine, al celui care se poate uita înapoi în trecut fără urmă de regret și care are curajul eroic de a-și înfrunta rezultatele, indiferent care ar fi ele, știind că nu putea face nimic mai mult decât a făcut. În această viață, pe această fundație, omul poate ridica orice superstructură a religiei sau filozofiei pe care o poate construi conștient. Și ar trebui să adauge la această construcție fiecare fărâmă de putere și inspirație morală, mentală sau spirituală pe care le poate obține. Credința este doar o citadelă, un refugiu în care individul se poate retrage pentru a căpăta noi puteri atunci când lupta vieții devine prea grea. O teorie a vieții rămâne doar o teorie, la fel de folositoare omului precum îi este un meniu suflat cu aur unui marinar care moare de foame pe o plută aflată în derivă în mijlocul oceanului. E incitantă, dar nu stimulatoare. Nici o regulă nu-l va ajuta pe om câtuși de puțin până când acea sămânță a teoriei din mintea sa nu va înflori într-o mie de flori de gânduri, de cuvinte și de acțiuni. Dacă un om face tot ce poate pentru a-și trăi viața cât mai bine, determinarea sa devine vizibilă în orice moment al existenței sale. Fiecare lucru, chiar de-ar fi un fleac insignifiant, îi va reflecta pe deplin principiul după care își ghidează viața. Soarele luminează și înfrumusețează atât o frunză căzută pe marginea drumului, cât și vârful Alpilor, la fel de imparțial. Fiecare picătură de apă din ocean este suma întregului ocean. Fiecare picătură face subiectul acelorași legi care guvernează infinitatea de miliarde de picături ce constituie acest miracol al naturii pe care omul îl numește ocean. Oricât de umilă ar fi chemarea individului, oricât de neînsemnată și plictisitoare ar fi activitatea sa, el ar trebui să o facă pe cât de bine poate. Ar trebui să onoreze ceea ce face printr-o implicare mentală totală, punând în acea activitate toată puterea, energia și abilitatea de care e în stare, pregătindu-se astfel pe sine de a fi egal sau mai mare decât privilegiile care îi se acordă. Această atitudine îl va determina pe om să nu se mulțumească cu ce pică. Îi va umple mintea cu nemulțumirea divină, căutând ceva mai bun și acceptându-l doar ca pe un înlocuitor temporar a ceva și mai bun. Omul care încearcă mereu să facă totul cât de bine poate este permanent în alertă, activ, complet treaz și combatant. Va fi mereu atent la detalii, standardul său fiind impus nu de ce va spune lumea, ci de e vrednic de mine ce am realizat.
Edwin Booth, unul dintre cei mai mari actori ai scenei americane, nu și-a permis niciodată să aibă o atitudine disgrațioasă, chiar și când era singur. Și prin acest lucru simplu, el și-a trăit viața la maximum. Pe scenă, fiecare mișcare a sa era plină de o grație inconștientă. Cei din compania lui erau mereu conștienți că mișcările lor erau stângace, căutând când se aflau în public să ascundă nepăsarea gesturilor din viața lor privată. Omul neglijent în vorbirea curentă, în vocabularul căruia există doar o colecție de repetiții și interjecții, nu va fi niciodată în stare să strălucească atunci când se va afla în preajma unor stele ale oratoriei, indiferent cât s-a strădui el. Trăirea permanent la maximum este o pregătire constantă pentru utilizarea cu succes a abilităților la ceas de nevoie. Este o formare conștientă a unor obiceiuri mentale și nu doar simpla achiziție de informație. Unul dintre multiplele feluri în care un individ se eclipsează pe sine, într-un mod deloc înțelept, este venerarea norocului. Crede că toți ceilalți au noroc și că el, orice ar încerca, va eșua. Nu-și dă seama că energia fără limite, concentrarea maximă, curajul eroic și răbdarea sublimă sunt secretul celor care au succes. Norocul lor a fost că ei s-au pregătit constant pentru a fi egali oportunităților pe măsură ce acestea apăreau, pe când el le-a lăsat să se ducă fără să le recunoască, fără să-l trezească din visurile unor nespuse bogății picându-i de niciunde în poală. Astfel, se descurajează și devine invidios pe cei pe care încearcă să-i întreacă, bandajându-și mâinile când e de muncit, adormindu-și energiile cu cloroform și făcându-și datoria superficial, trecând prin viață doar degustând dintr-o serie întreagă de activități. Persoana onestă și credincioasă, care se zbate constant pentru a reuși, realizează mereu că eșecul nu-i decât un episod din viața unui om adevărat și niciodată întreaga poveste. Curajul de neclintit de a fi stăpânul condițiilor, în loc să te plângi de ele, te-ar putea ajuta mult pe drumul tău. Această filozofie, deși nu e ușor de aplicat, te va sprijini mereu să obții ce e mai bun din ceea ce există. Cei mai mulți nu realizează prețul pe care bogații, sportivii sau politicienii l-au avut de plătit, uneori în mod eroic, pentru bogăția și poziția lor. Pesimistul care nu crede în nimic, care cere mereu o garanție a propriului viitor, care mereu se teme că munca sa nu va fi apreciată și recunoscută și care crede că, în final, toate eforturile sale nu vor fi meritat, nu va reuși niciodată să-și trăiască viața la maximum. El își tocește constant abilitățile care l-ar duce spre progres, găsind mereu scuze pentru lipsa de activitate, în loc să se tonifice descoperindu-și motive puternice pentru a acționa. Un alt element care slăbește mult un individ e renunțarea la anii care vin. Încrederea sa se micșorează și moare de frica viitorului. Această idee este foarte bună, spune el despre o sugestie pe care o primește pentru a accede la o viață mai bună, dar e mai potrivită pentru copiii mei. Aș fi fost fericit să fi avut și eu șansa asta când eram elev. Acum e prea târziu pentru mine. Acum sunt un om în toată firea și nu mai am vârsta să mai fac așa ceva. Aceasta nu e decât închiderea oarbă a vieții față de noi posibilități. În această viață, clopotul funebru al oportunităților pierdute nu trebuie să bată niciodată, căci niciodată nu e prea târziu să recunoști adevărul și să trăiești în conformitate cu el. E nevoie doar de un efort mai mare, de o atenție sporită și de o consacrare mai adâncă, fiindcă pentru omul care e încrezător și hotărât să plătească prețul în timp și efort pentru succesul și dezvoltarea sa, imposibilul nu există. Cu cât avansăm în viață, progresul pare mai greu de realizat, dar cel ce deține credința măreață nu va îmbătrâni niciodată câtă vreme cunoașterea îi va da tinerețe. Socrate a învățat să cânte la diferite instrumente când zăpada anilor îi albise părul. Cato a început să studieze pe greci când avea 80 de ani. Plutarh, la aceeași vârstă, s-a apucat să învețe latina cu entuziasmul unui băiețel. Iar cea mai măreață operă a lui Teocrate, Caracterul omului, a fost începută în ziua când a aniversat 90 de ani. Povestirile din Canterbury, ale lui Chaucer, au fost scrise în anii de declin ai poetului. Ronsard, părintele poeziei franceze, ale cărui sonete nici măcar traducerile nu le pot altera, nu și-a dezvăluit aptitudinile de poet decât în jurul vârstei de 50 de ani. Benjamin Franklin făcea primii pași importanți în filozofie tot la acea vârstă. Arnoux, un înțelept teolog, a tradus Josephus în jurul vârstei de 80 de ani. Winckelmann, unul dintre cei mai faimoși scriitori clasici despre antichitate, a fost fiul unui cizmar și a trăit în obscuritate și ignoranță până la o vârstă înaintată. Hobbes, filozoful englez, și-a publicat versiunea Odiseei sale în cel de-al 87-lea an de viață, iar Iliada un an mai târziu.
Chevreul, marele savant francez, a cărui muncă neobosită pe tărâmul culorii a îmbogățit lumea, era încă activ și extrem de ocupat când moartea a venit să-l ia la vârsta de 104 ani. Acești oameni nu s-au temut de vârstă. Aceste câteva nume de persoane faimoase care au sfidat anii ar trebui să fie voci ale speranței pentru fiecare persoană al cărei curaj și încredere de sine sunt slabe. Calea către adevăr, o viață mai bună și o dezvoltare mai completă în fiecare fază a existenței nu e niciodată închisă pentru individ până când el însuși nu o închide. Lasă omul să simtă asta, să o creadă și să facă din această credință un lucru real în viața sa. Și niciodată nu vor mai exista limite ale progresului său. Nu trebuie decât să trăiască la maximum în fiecare clipă și să aibă o atitudine calmă și neabătută, indiferent care ar fi rezultatele eforturilor sale. A privi înapoi la ce ar fi putut să fie, în loc de a privi înainte la ce poate fi, e o dovadă de mare slăbiciune a încrederii personale. Grija aceasta pentru trecut, această energie risipită pe care nicio putere din lume nu o poate restitui, micșorează credința individului în el însuși, îi slăbește eforturile de a se dezvolta și îl face să aștepte perfecționarea propriei persoane într-un viitor incert. Natura, în dragostea și grija ei minunată, îi spune omului slăbit, îngrijorat și obosit de lupta zilnică: fă cât de bine poți ce ai de făcut acum cu mijloacele pe care le ai la îndemână acum. Fă-o în cel mai bun mod pe care spiritul tău și gândurile tale pentru viitor ți-l sugerează. Adună toată lumina cunoștințelor din trecutul tău să te ajute. Fă asta și vei face tot ce ai putut tu mai bine. Trecutul e închis pentru totdeauna pentru tine. Nici o îngrijorare, nici un efort, nici o suferință sau agonia a disperării nu-l mai poate modifica. E atât de departe de puterea ta ca și cum ar fi la un milion de eternități în urmă-ți. Transformă tot acel trecut, cu toate orele lui triste, cu bolile și cu păcatele lui, cu toate oportunitățile pierdute, în lumină, încredere și speranță pentru viitor. Transformă-le pe toate într-un adevăr mai deplin și mai luminos, astfel încât să prefaci fiecare fleac al prezentului într-o părticică de trecut la care îți va face plăcere să te uiți înapoi. Transformă fiecare lucru banal într-o pregătire măreață, nobilă și perfectă pentru viitor. Prezentul și viitorul tu le poți face și sunt doar ale tale. Trecutul, cu toate mesajele sale, cu toată istoria sa, s-a dus la Dumnezeu, cel care ți-a împrumutat momentele de aur pentru a le folosi în concordanță cu legile sale. Drumul regesc spre fericire. În toată viața mea nu am avut 24 de ore de fericire la rând, a spus Bismarck, unul dintre cei mai mari oameni de stat ai secolului al XIX-lea. A avut 83 de ani de bogăție, faimă, onoare, putere, prosperitate, influență și triumf, ani în care a ținut un întreg imperiu în mâinile sale, dar n-a avut nici măcar o zi de fericire. Fericirea este cel mai mare paradox al naturii. Poate crește în orice sol, poate trăi în orice condiții, poate sfida mediul, căci ea vine din interior. Este revelarea adâncimilor vieții anterioare drept lumină și căldură, așa cum lumina și căldura proclamă soarele din care radiază. Fericirea nu înseamnă a avea, ci a fi. Nu înseamnă posesie, ci bucurie. Este strălucirea caldă a unei inimi aflată în pace cu ea însăși. Un martir aflat pe rug poate deține o fericire care îl poate face invidios pe regele aflat pe tronul său. Omul este creatorul propriei fericiri. Este aroma vieții trăită în armonie cu idealurile înalte. Pentru ceea ce are, un om poate depinde de alții. Ceea ce este are legătură doar cu el însuși. Ceea ce obține în viață este doar posesiune. Ceea ce realizează este creștere. Fericirea este bucuria sufletului aflat în posesia intangibilului. Fericirea absolută, perfectă, continuă, este însă o imposibilitate pentru om. Ea ar însemna dizolvarea tuturor lucrurilor dobândite, odată cu aflarea conștiinței individuale a unui destin pe deplin împlinit. Fericirea este un paradox pentru că poate viețui în tristețe și sărăcie. Ea e bucuria inimii, ridicându-se deasupra tuturor condițiilor vieții. Bucuria are copiii ei, gratitudinea, satisfacția, mulțumirea
și plăcerea. Gratitudinea este armonia dintre dorințele și posesiunile noastre. Este întotdeauna incompletă, este acceptarea mulțumitoare a unei părți din întreg. Este plăcerea mentală de a primi calitate și insatisfacția de a primi cantitate. Ea ar putea fi un element al fericirii, dar de una singură nu este fericire. Satisfacția este copia fidelă a dorințelor și posesiilor noastre. Există doar atâta timp cât echilibrul între dorințe și posesii poate fi păstrat. Însă fiecare ideal realizat dă naștere la idealuri noi. Fiecare pas făcut în plus ne dezvăluie noi teritorii care nu ne aparțin. Fiecare îmbucătură stimulează apetitul. Și atunci dorințele și posesiile noastre nu mai sunt în echilibru, nu mai sunt identice. Fiecare nouă dorință atrage o nouă activitate, echilibrul este distrus și se reinstalează insatisfacția. Omul ar putea deține toate lucrurile tangibile de pe pământ și să fie nefericit, căci fericirea este dată de satisfacerea sufletului, nu a minții sau a corpului. Insatisfacția, cel mai înalt sens al ei, este cheia dezvoltării, calea către noi aspirații, garanția revelării progresive a unor noi posibilități. Mulțumirea este o virtute supraestimată, un fel de disperare diluată. E sentimentul prin care continuăm să acceptăm înlocuitori fără a ne mai zbate pentru ce e adevărat. Mulțumirea îi face pe indivizi să înghită oțet și să plescăie din buze ca și cum ar fi vin. Mulțumirea îl face pe om să-și încălzească mâinile la focul unei bucurii trecute care mai există numai în amintirea lui. Mulțumirea este cloroform mental și moral, ucigând acțiunile individului care încearcă să se ridice la un nou plan de viață și creștere personală. Omul n-ar trebui să fie niciodată mulțumit cu mai puțin decât cele mai bune lucruri pe care natura îi le poate asigura. Mulțumirea face viața mai confortabilă, dar este dangătul funebru al progresului. Omul ar trebui să fie mulțumit de fiecare pas al progresului ca de o stație intermediară, nu ca de o destinație finală. Sunt momente în care un individ ar trebui să fie mulțumit cu ce are, dar niciodată mulțumit cu ce este. Căci mulțumirea nu e fericire și nici plăcere. Plăcerea este temporară. Fericirea este continuă. Plăcerea este o notă. Fericirea este o simfonie. Plăcerea poate exista atunci când conștiința își exprimă protestul. Fericirea însă niciodată. Plăcerea poate avea fisurile ei. Fericirea nu are nicio fisură. Omul este singurul animal care poate fi cu adevărat fericit. Restul creației reprezintă doar imitații slabe ale sale. Fericirea reprezintă pacea vieții împăcată cu standardul ei. Nu poate fi niciodată realizată de un individ de unul singur și doar pentru el însuși. Fericirea este unul din produsele incidentale ale unei vieți altruiste. Niciun om nu-și poate face din fericire singurul țel al vieții și să-l și obțină. La fel cum niciun om nu poate sări vreodată până la cea mai îndepărtată margine a umbrei sale. Dacă vrei să lovești în punctul central al țintei fericirii în viață, țintește întotdeauna deasupra lui. Plasează alte lucruri deasupra propriei tale fericiri și acestea vor veni cu siguranță la tine. Poți cumpăra plăcerea, poți obține mulțumirea, poți deveni satisfăcut, dar natura nu ți va pune niciodată pe tejghea fericirea adevărată. Căci ea este companionul inseparabil al trăirii în adevăr. Fericirea e calmă și plină de pace. Nu viețuiește prea bine într-o atmosferă încărcată de griji sau dezbateri inutile. Temelia fericirii este iubirea față de altceva în afară de tine. Dacă vei cerceta fiecare fațetă a fericirii existente în lume și vei elimina toate elementele accidentale, vei descoperi că un element rămâne constant neschimbat. Dragostea. Dragostea părintelui pentru copilul său, dragostea bărbatului și a femeii unul pentru celălalt, dragostea pentru umanitate, într-o formă sau alta, dragostea pentru o muncă de o viață, pentru un ideal în care individul și-a aruncat toate energiile. Fericirea este vocea optimistului, a credinței, a iubirii simple, stabile. Niciun individ pesimist sau cinic nu poate fi cu adevărat fericit. Un cinic e un miop moral care se mai și laudă cu asta. Vede răul din inima lui și crede că vede lumea, își lasă ochiul să eclipseze soarele. Un cinic incurabil este un individ care ar trebui să-și dorească moartea. Dacă viața nu-i poate aduce fericirea, poate că moartea ar face-o. Nota principală din lipsa de fericire a lui Bismarck a fost profunda sa neîncredere în natura umană. Există un drum regesc spre fericire. El e dat de consacrare, concentrare,
cucerire și conștiință. Consacrarea este dedicarea propriei vieți în serviciul altora, în slujba unei misiuni nobile pentru realizarea unui ideal altruist. Viața nu e acel ceva prin care să treci trăind, este acel ceva care trebuie trăit. Ea e privilegiu, nu o obligație de a petrece câțiva zeci de ani pe acest pământ. Consacrarea plasează viața deasupra dorinței de a avea bani, privită ca o finalitate. Omul altruist, blând, iubitor, e gata să sară în ajutor, gata să ia din povara celor din jur, să îi încurajeze pe cei care se zbat să uite de sine și astfel el se află pe drumul corect către fericire. Consacrarea e mereu activă, îndrăzneață, agresivă, nu se teme de nimic în afară de lipsa de loialitate pentru idealurile înalte. Concentrarea face viața individului mai simplă și mai adâncă. Distruge toate pretențiile și rușinile vieții moderne, limitând existența la esența sa cea mai adevărată. Grija, frica, regretul inutil, toate aceste risipe care sug energia mentală, morală și psihică, trebuie sacrificate. Altfel, individul își distruge jumătate din posibilitățile sale reale de a-și trăi viața. Un ajutor măreț al concentrării este stabilirea unui scop central în viață, ceva care să unească firele gândirii fiecarei zile, care să îndepărteze durerea micilor încercări, tristeți și suferințe ale vieții. Soldații aflați în bătălie pot uita de rănile lor sau chiar nu mai sunt conștienți de ele atunci când sunt inspirați de faptul că luptă pentru ceea ce ei cred că e corect. Concentrarea face dintr-o viață umilă una demnă, iar dintr-o viață măreață una sublimă. O încarcă de morală, scurtând astfel drumul spre simplitate. Conduce către dreptate de dragul dreptății, fără a se mai gândi la politică sau la recompense. Aduce calm și odihnă individului. O seninătate care nu e decât lumina fericirii. Cucerirea înseamnă învingerea obișnuințelor rele, înălțarea spiritului superior, rezistența în fața invaziei părții materiale a vieții. Uneori, când ai obosit și forțele ți-au slăbit de atâta zbatere, când ți se pare că justiția e doar un vis, că onestitatea, loialitatea și adevărul nu mai contează deloc, că diavolul e singurul care plătește bine, când speranța se micșorează și abia mai pâlpâie, atunci e timpul când trebuie să te sprijini în credința măreață și sublimă că dreptatea trebuie să învingă. Atunci, ca să-ți învingi nesiguranța și disperarea, trebuie să te stăpânești pe tine însuți pentru a putea stăpâni lumea din jurul tău. Aceasta este cucerirea. Asta e ceea ce contează. Când geloziile, intrigile mărunte, lucrurile fără sens și neînțelegerile din viață te asaltează, ridică-te deasupra lor. Fii idoma unui far care luminează și înfrumusețează valurile care mârâie și plescăie la baza zidului, încercând să-l surpe și să-l măture. Aceasta este cucerirea. Când șansa de a câștiga faimă, bogăție, succes trece prin sacrificarea onoarei sau a principiului în care crezi, vine la tine și nu te atinge nici măcar cât o tentație, atunci să știi că ai învins. Aceasta este cucerirea. Iar ea e o parte a drumului regesc spre fericire. Conștiința, ca mentor, ghid și busolă a fiecărei acțiuni personale, conduce mereu spre fericire. Când individul se află singur cu propria conștiință și primește aprobarea ei, fără a folosi forța sau vreo logică amăgitoare, atunci el va începe să cunoască fericirea adevărată. Totuși, individul trebuie să fie atent să nu apeleze la o conștiință pervertită, ori ucisă de lucrurile rele și ipocrite ale purtătorului ei. Cel care caută cu onestitate să-și trăiască viața în consacrare, concentrare și cucerire, trăindu-și fiecare zi cât de bine poate la lumina acelei zile, poate pune bază pe conștiința sa. Deci poate acoperi urechile la ce spune lumea și realizează că cel mai înalt tribunal pământesc este propria sa conștiință, vocea infinitului care comunică prin el. Nefericirea este foamea de a lua. Fericirea este foamea de a da. Fericirea adevărată trebuie să aibă mereu o picătură de tristețe în ea, un sentiment cald de durere slăbită de trecerea anilor. Când individul va încerca într-o bună zi să împartă celorlalți fericire, să facă viața mai luminoasă și mai dulce, nu pentru el, ci pentru alții, va avea o revelație miraculoasă a ceea ce este de fapt fericirea. Cei mai mari eroi ai lumii n-ar putea, prin niciun act de eroism, să facă la fel de mult bine precum un individ care își trăiește viața zi de zi încercând să-i facă pe ceilalți fericiți. Fiecare zi ar trebui să fie pentru noi o nouă declarație, o nouă putere și un nou entuziasm. Doar astăzi
ar trebui să fie motoul a mii de societăți răspândite în toată lumea, compuse din oameni care încearcă împreună să facă lumea mai bună prin acțiuni simple de bunătate, de dragoste și de împăciuire. Și fericirea ar veni la ei în cea mai înaltă și sublimă formă, nu pentru că ei ar încerca să o absoarbă, ci pentru că ar căuta să o radieze.